dispoziția primarului 293 din 18-11-2022, în ședință ordinară. Înainte de a da cuvântul doamnei președinte, supun la vot proces verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Privați. Unanimitate se aprobă. Și propunem suplimentarea ordinei de zi cu trei puncte. Dau citire și apoi dă citire din nou doamna președință. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB, în vederea votului Consiliului Local. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în subordinea Consiliului Local Câncești. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general al obiectivului de investiții, racorduri, canalizare, menajeră în Comuna Câncești, județul Bacău. Astea sunt cele trei puncte. Acum dau cuvântul doamnei președinte pentru a vă prezenta ordinea de zi. Bună ziua și bine ne-am întâlnit. Ordinea de zi a ședinței noastre de astăzi este următoarea. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 25.000 plus 28.000 de lei pentru acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun din anul 2022 copiilor preșcolari și elevilor din învățământul primar și gimnazial din Comuna Câncești, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumurilor și a numărului de burse pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Câncești pentru anul școlar 2022-2023. 3. Proiect de hotărâre cu privire la rezilierea contractelor de închiriere a pajiștilor numărul 2122 din 12-5-2017 și 1812 din 4-5-2022 încheiate între Consiliul Local al Comunei Pâncești și Cooperativa Valea Bisericii din satul Petrești, Comuna Pâncești, de Bacău. Și celelalte trei proiecte pe care vi le-a citit doamna secretar. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, să votăm. Să începem cu punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 28.000 de lei pentru acordare de cadouri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. Da, să mai completez eu aici. Intră în obișnuința noastră ca în fiecare an să susținem elevii de la școală și copii școlari cu un cadou de nu știu ce. Cum l-am spus acum un an, doi, aveam un quantum de 35 de lei de fiecare elev. Acum am crescut la 55-60 lei și s-au adunat la 395-400 de copii. Asta sunt mai 25.000 de lei. Ar mai fi 300 de lei pentru organizarea, susținerea capurilor, dar aici ar vrea să mai suplimentăm cu cel puțin 2.000 de lei pentru organizarea sărbătorilor de festivitate de 31, pentru că aici intră mai multe aspecte. Scena cu toate iluminat, publicul, toate chestiile alea care se fac acolo la... Deci, domnul Moțoc a fost viceprimar, știe că nu se va organiza înainte de pandemie, capurile. Nu poate să vină să cânte în stradă, de exemplu. Trebuie să amenajăm spațiul. Deci, mai sunt niște cheltuieli de amenajare. Care... Dacă nu se aprobă astea 3.000 de lei, cad și alea două, că nu avem pentru ce organiza. Dacă să... Dar unde mai putem instala scena? Vă aducem la cunoștință. Putem face și în spate aici, unde am avut sfințirea la Căminul Cultural, că noi, conform proiectului de la Căminul Cultural, avem obligații să susținem datele și obiceiurile, să facem activități culturale, activități educative. Chiar și pe 1 decembrie o să avem o activitate în Căminul Cultural organizată cu elevii de la școală, cu profesori, cu... televizate sau filmări cu, ca să putem demonstra că investiția aș atinge sportul. Deci aș propune ca Consiliul Local să sprijine și să susțină datele și obiceiurile pâncerștene. Da, dacă sunt discuții. Dacă sunteți de acord cu această propunere. 3.000 și 2.000. 5.000.
Deci ar veni 30. Vine la pachet 30. Cu alea 25.000. Da. Deci da. 30. Da. 30.000. Asta constă în ce? În scenă? Sau ce? Iluminat, vestibul. Iluminat. Mai vin grăște mici, burși, pe mișcare. Mai vin și alții. Îi trebuiesc multe. Mai, deci necesită mai multe. Îmi trebuie aprobare și la politici ceva? Aprobările astea nu costă bani, dar pregătirea cu tot ce ține de... Sunteți de acord? Bine ar fi să mergem înainte cu datele și cu... Întrebarea era dacă s-a avut ceva din COVID-ul ăsta și... Nu. Nu avea restricții, nu. Nu avem să nu mai că... Mai nouă de ZB-ul ne contactează... Aducem frică, fiartă și pește COVID-ul. Dacă vrem să vaccinăm, să luăm doza Omicron, asta booster, dar trebuie făcută numai la cei care au făcut. Deja a doua zile de la... Și majoritatea medicilor de familie refuză. Haideți să votăm asta, dacă sunteți de acord să... Cu suma de 30.000 de lei. Da. Este cineva împotrivă sau s-a obținut cineva? Bine, putem doar trece. Doar aia 25.000 care sunt prevăzut pentru ele să fie justificați prin chitanțe. Asiguranță, facturi și... Și să cumpără cadouri tipul, prototipul, lăsați oferta, ambalate, sigilate, nu sunt brânele. Pachetele sunt de la Litera, de la București, cu... pe categorii de ele, pentru copii până la grădiniță. Au și jucările de la preșcolare sau bazele. Dar și sub măsuri ce cresc ele, vin mult mai complex. Și au chiar... La soptă, telefoane. Da, smartphone. Deci avem toate anexate. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumurilor și a numărului de burse pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar din Comuna Pâncești pentru anul școlar 2022-2023. Da, aici îmi duc la cunoștință că avem patru, întâi cuantum, avem bursele de performanță care în cuantum prima bursă de 5.000 de lei, cea mai valori. La nivel de comună n-am avut anul trecut și anul ăsta nicio bursă, deci nimeni nu a atins performanța asta. Aici și asta nu trebuie elevul să aibă, trebuie să aibă loc 1, 2 sau 3 la olimpiade, la competiții sportive, la orice fel de concurență națională, organizat prin Inspectoratul Învățământului, deci nu făcut între sate și locale. Așa. 5.000 de lei n-avem niciun. Avem 7 burse de merit, care au media peste 9.50. Deci cei cu 9.50 sunt burse de merit, că merit, indiferent de situația familiară, că e miliardar, că e cetățean de rând, de nu se întâmplă. 7 persoane, 7 ele, pardon. La suma de? Suma, la a doua bursă de merit, e suma de 200 de lei. A treia... Maxim 7 persoane... Nu maxim, atât au fost. Au fost, dar scurs ori fi... Păi, da. Dacă voi erau 50, noi ne-am lucrat, fie că nu știu bursa de la școală. A treia bursă e bursa de studiu, care avem 30 de persoane. De 150 de lei. Și acolo o să ia media de la 7.50 la 9.50, de la 9.50 intră la bursa de merit. Ca și prag de medii și să ia venitul pe ultimele 3 luni să fie jumătate din salariul minim pe economie. Cuantum bursei 150 de lei pentru bursa de studiu. La nivel de comun avem 30. Previziunile pe 2023 a mers tot pe aproape de acolo. Dacă mai cresc 10, avem mai multe sociale. Asta e a treia categorie de bursă. A patra categorie de bursă sunt bursele sociale, care analizate de către Comisia de la Școală și de Comitetul Director,
Aveam 200, 933. O fost inițial. 130 am rămas, da. 130. La bursele sociale trebuie să să îndeplinească următoarea condiție. Adică omul, familia, să fie de categorie socială scăzută. Să nu aibă venituri în ultimele 3 luni mai mari decât nu, sau altfel să concluzionăm, să înțelege. Deci, eu am citit în lege și am stabilit cu directorul, cu comisia, cam cei care sunt la 416 se încadrează și la burse sociale, majoritate. Cei care se încadrează la încălzire, cât se iau veniturile de la primărie, veniturile fiscale și nefiscale, veniturile de la ANAF și de la primărie, dacă are, creează venituri, chiar dacă nu sunt contabilizate, să zicem undeva, noi, prin comisie, am analizat la fiecare cetățean. Deci, de exemplu, spunem, nu știu, care sunt grădinari, nu? Legumicultori și au câte un hectar, două de legume, două, trei mașini în curte, fac 100 de tone de marfă, nu pot spui că e caz social acolo. Ce se urmărește, practic, în bursă? Da, e adevărat, da. Înseamnă că nu e bursă socială, nu îi poate da bursă socială. Prin bursele sociale se urmărește abandonul școlar, prin bursele de celelalte trei categorii de bursă, se urmărește creșterea performanței învățământului. Apoi e adevărat că bursa de studii e mai mică decât cea socială. Probabil ei pot opta, dacă un elev se încadrează și la bursa de studiu și la socială, noi am analizat și i-am lăsat-o pe cea mai mare, adică și datorită, și cu opțiunea familiei, așa cum a părinților și a copilului. Bursele sociale se dau tot anul, bursele de studiu se dau numai în perioada cât e elevul la școală. La clasele terminale, la clasa 5-a, se ia în calcul la toate bursele, la bursele sociale vorbim, se ia în calcul ca în clasa 4-a să fie avut foarte bine la toate obiectele și la celelalte, și la clasa 8-a, că e tot am terminat la noi, se ia în calcul venitul pe ultimele 3 luni, numai ea, și se ia să dăm până la 15 ale următoarei luni. Se elimină de la plata bursă cei care cumulează un număr mai mare de 20 de absență. Au obligativitatea să prezinte documente de câte ori justificative, că nu se tează dacă sunt un lap sau certificate medicale, da? Și mai avem alte categorii de burse care sunt obligatorii, care sunt medicale, cu la copii cu cerințe, cu CES, cu handicapuri de toate categoriile, dar cu documente de la medic, deci nu spune, deci toate să... La nivel de comun am avut în buget, vă cum știți că n-ați votat bugetul, 1100 de lei, deci 1.100.000 în bani vechi. S-au distribuit și au ajuns până în, inclusiv până în august, până în septembrie. Acum, pentru septembrie, octombrie și noiembrie și din decembrie până pe 20, s-au cerut bani de la buget, sunt promisiuni că până pe 15 decembrie primesc banii la bursă pe anul școlar din septembrie încoace. Noi, practic, aprobăm cuantumul burselor, care e în lege, practic, așa e trecut în lege, și numărul de burse. Elevii, nominalizarea o face școala cu dirigenții, cu director, cu... Și pe baza, director, pe baza solicitării de la școală. Și în funcție de numărul de absență, pot să mă elimini, pot să intre altul, dacă... Că noi le-am aprobat un număr de burse. Deci, total, valoare s-a ridicat în jur la 500 de, previziunea în jur la 500 de mii de lei, sumă destul de mare, dar toate sumele astea se cer din TVA. Specificat acolo că din bugetul local nu avem un sprijin, doar cazuri grave care le sprijinim pe ajutoarele de urgență și astea, știi, cazuri, nu lunare. Astea dau în cazuri speciale. Și banii vin de la guvern, nu? Da, din TVA. Prin special din TVA și ăștia nu se pot folosi decât pentru bursă. Atunci să mergem pe maxim.
Așa, nu, da. Nu ne afectează cu nimic. Nu, 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 nu ne afectează. Dar asta mai gândeam la acolo. Da, nu. Dintr-un ban cu unul. E bine că s-au pus condiția la vârstele sociale să fie condiționate de prezență. De prezență, exact, da. Obligatoriu, pentru că știți bine câți elevi care să... Poți să stai acasă să primești bani. Primești bani. Așa. Dar să știți că asta chiar îi aduce la școală în ultimul timp. Înainte, știți când se dădeau bursele astea, carnetele de elevi erau semnate de biblioteca sau de învățător. A, bine, să când aveai absențe, nu îți dădea pe lumea respectivă. Și foarte eficient. Hai, noi fiind la școală, nu mai primești cepul. Da, nu mai am valoare. Deci putem supune la vot, sunteți de acord cu... Da. Toată lumea este de acord. Trecem la punctul următor. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractelor de închiriere a pajiștilor. Contractul numărul 2122 din 12-5-2017 și 1812 din 4-5-2022, încheiat între Consiliul Local al Comunei Pâncești și Cooperativa Valea Bisericii din satul Petreș, Comuna Pâncești. Aici ar trebui să vă aduc la cunoștință, după cum bine știți că am mai discutat într-o ședință anterioară, că în urma controlului realizat de Curtea de Conturi din această vară, s-a emis o decizie a Curții de Conturi, prin care este specificat faptul că Cooperativa Valea Bisericii nu și-a respectat anumite clauze contractuale. De asemenea, noi, primăria, am trimis în decursul anului nenumărate înștiințări și verbale și scrise către această cooperativă pentru a ne pune la dispoziție și a ne prezenta documente justificative având în vedere cheltuielile realizate de ei. Dumnealor au întârziat foarte mult cu aceste documente, iar în momentul în care au venit niște hârtii în vară, au făcut să ne punem mâinile în cap, constatând ce cheltuieli aveau pe hârtii, care nu se regăseau în realitate în lucrările efectuate de dumnealor. În conformitate cu prevederile legale, care nu are rost să vi le mai citesc, că sunt o pagină întreagă de articole din lege, și față de cele arătate mai sus, se impune rezilierea contractelor de închiriere a pajiștilor, a celor două contracte, încheiate între Consiliul Local și Cooperativa Valea Bisericii. În acest sens, noi am elaborat un regulament și începând cu 1 ianuarie 2023, în urma rezilierii contractului, pajiștile vor fi atribuite crescătorilor de animale, și avem următoarele suprafețe și pe următoarele trupuri de pășuni. La Soci avem o suprafață de 69,81 hectare. La Petrești o suprafață de 199,98 hectare. În Valea Ludană 91,26 hectare. La Chiliabeni 12,04. Pe Gloduri 14,10. Pe Argea 45,63. Pe apărătură 19,90, în Lunca Dienețului 45,20 hectare, la Motoc 38,74. În total, însumând suprafața de 536,66 de hectare de pășuni. Ce? Domnul primar, dacă vreți să faceți completări la... Da, sau sunt discuții de la consilier, dacă... Sau dumneavoastră? Da. Ei și-au achitat datoriile parte de primărie. Mai au de achitat jumătate din suma pe care o datorează primăriei. Chiar astăzi am vorbit cu președintele cooperativei. Și achite datoriile și după aceea se rezolvă datoriile. Dacă nu, trebuie dat în judecată, bani de unde mai e. Am promis că vin astăzi. Acum am o întrebare la domnul primar. O întrebare. Dacă ne aducem bine aminte, ce puțin noi doi, da. Stăteam acolo, era o masă lor. Și ce făceam atunci? Încredințam prin a trebui direct aceste trupuri de pășune cetățenilor crescători de animale din Comuna Pâncești. Era un haos total în camera asta, vă aduți aminte, nu? Da, da, da. Atunci i s-a împlinit dorința domnului primar de a rezilia contractul vechi cu
asociația de la dimineața mutată. Cooperativă. Și s-a încredințat aceste coșuni crescătorii de animale. După cam 3-4 luni a durat încheierea contractului. Era un haos total aici. S-a dovedit că nici, după cum bine știm, nici închirierea către crescători nu a adus mai multe beneficii decât a adus colaborarea cu o cooperare, pentru că noi trebuia să controlăm mai multe entități comerciale decât una singură ca acum. Ținând cont de toate astea, s-a hotărât închirierea pășunilor către o cooperativă, care iar a demonstrat că nici așa nu merge. Dacă putem garanta că viitoarea formă de cooperare cu crescătorii de animale din Bunac Încerc va decurge mult mai bine, pentru că nici crescătorii nu au dat îngrășământ, fiecare la fel a umblat după bani, poate mai greu decât acum. Nu am nimic împotriva rezilierei, din ce spune, nu contest ce spune, ce a citit doamna viceprimar acolo, dar sunt sigur că veți controla mult mai greu, să spunem, 20-30 de crescători de animale. Da, pot să vă spun. În primul rând, vreau să clarificăm că cooperativa nu a fost la fel. Cooperativa care a fost... Era altă formă. Era, da, era cooperativă de administrare a pășunii. Deci, din și numai ne-a administrat, dovadă că utilajele care s-au luat pe vechea cooperativă au rămas la primărie. Deci, din și s-au ocupat numai de administrare. Pe când cooperativa Valea Bisericii a fost înființată, într-adevăr, cu sprijinul și inițiativa primarului, tot la o sugestie de curte de conturi. E foarte adevărat că mai bine s-ar fi lucrat cu cooperativă, dar ea a fost cu entitate de sine statutoare, cu personalitate juridică. Deci noi am gândit-o foarte bine în ideea să dezvoltăm, să creștem număr de animale, să dezvoltăm fermieri din comună. Chiar s-a depus un proiect de abatorizare în zona Petrești, s-a dat spațiu acolo. S-a dovedit că au fost niște rezultate, deci colaborarea dintre primărie și fosta cooperativă Valea Bisericii, conducerea cooperativei, e zero. Deci noi n-am avut acces decât când au venit cu tericonturi la ce documente au ei. Deci imaginați-vă că în fiecare an noi trimiteam o comisie să verifice modul de administrare a îngrășămintelor chimice, să spunem așa. Deci ei veneau cu o factură pe care făceam comisie la primărie, agent agricol, viceprimar, cine au fost acolo, și ei mai luau încă o factură, un tir de îngrășăminte, fără să știm noi că o luat. Dacă nu aveam acces la actele lor, noi nu știam ce, în contabilitate ce cumpărau. Și aia și-o împărțau între ei și făceau. Dovadă că la final, când au venit cu actele, justifică undeva la 40% din îngrășăminte. Plus carburant de 1 miliard numai pe anul trecut, de 100.000 de lei. Care, în condițiile în care tăierea spinilor s-a făcut cu tractorul primăriei, cu carburantul nostru, o sumă modică de 100 și ceva de lei, dacă s-o cotim 110 lei pe oră cât le-am luat noi, nu știu dacă plătim mult peste carburant și cauciucurile care le-am spart pe izlat. Deci, sprijinul a avut din partea primăriei, deci reciprocitatea nu a existat, adică președintele și cu cei care și dintre eu scolat, ați luat 180 de milioane pe... Da, dar nu trebuie să spună că nu ați luat noi. Da, taxele către primărie. Așa vine și cu mine tot cetățean. A venit să vă aduc bani. Nu mi-aduci mie. Plătești în Italia taxele. Deci cooperativa, cum ar fi trebuit să funcționeze, ca să fie legal? Ar fi trebuit în fiecare an să facă adunare generală cu toți fermierii, cu toți fondatorii, cu fermierii, cu crescători de animale, cu ăsta. Să prezinte darea de sarmă în fiecare bilanță, să prezinte raportul de cenzor la primărie în fiecare an. Și s-au cheltuit banii, câți bani s-au încasat, cât s-au cheltuit. Că în fiecare an, pe fiecare hectar, s-au încasat circa 700 lei, 7 milioane. Și-au dat 3,5% la primărie. Deci 50% au dat taxă la primărie, 50% au rămas doar. Din aia 50%, trebuiau toți justificați cu documente. Aveau voie la 20% din sumă să-și facă pentru cooperativă dezvoltare de software, de calculatoare, de ce vroiau ei, dar restul trebuia justificat pentru pășunii. Deci nu există să luăm cu banii cooperativii de la pășunii, cu plata pe hectar, să luăm mioare de rasă sau berbeci de rasă, să zicem. Nu există așa ceva, pentru că ei au fost cu animalul lor proprii înscriși în cooperativă numai pentru pășunat. Nu a fost cooperativă cu
capital social de dezvoltare, să, dacă punea fiecare câte 100 de mii de lei, sau știu, o sumă și-și cumpărau animale și-și creau alte venituri, deci dacă aveau alte venituri în afară de cel de la APIA, da, le puteau cheltui după bunul plac a cooperativei. A fost ilegal, dar și-au cumpărat animale din... Păi da, a fost ilegal. Din scrie clar în lege, în amenajamentul pastoral, el trebuia să, toți banii de la APIA, pe suprafață de hectare care l-a luat, trebuia folosit conform amenajamentul pastoral. Citim din scoarță în scoarță tot amenajamentul și nu scrie nicăieri să cumpere animale. Trebuie să cumpere îngrășăminte, să facă însămânțări artificiale, să refacă pășunea, să... Deci astea, sumile astea pentru pășune, sumii de la... prin APIA, prin fondul, pentru întreținerea pășunii. IFE Zaună Ion are 10 oi și are contract din chirie de pășune și își cumpără din bani de la APIA 5 oi. Asta e ilegal? Întreb și eu. Deci noi vorbim de o cooperativă care are un statut și trebuie să respecte niște legi. Deci nu vorbim de o neagiodie care are 5 oi și tai un mel și-a luat în pașul lor de... Tot din banii de la APIA își cumpără. Așa și cu banii de la APIA de pe suprafața de teren care cetățeanul are, poate să-și cumpere și galori și îngrășăminte pe terenul celălalt. Dar e persoană fizică. Când ești persoană juridică, trebuie să respecti niște legi. Ceea ce ei nu le-au respectat. Dovadă că Curtea de Conturi nu au rupt zilele la contractului. Asta nu înseamnă că... Membrii scriși în cooperativă. Alți care au venit cu animale. Au beneficiat ceva din... Nu. Au beneficiat numai 3, 4, 5. Și nu e normal ca o comună întreagă să dea animale, să ia ei bani la cooperativă și ei să-i folosească după bunul plac. Nu mi se pare normal. Dacă era decizia adunării generale a tuturor fermierilor, da, doamne, luăm, facem aia și facem aia altă. Deci fie decizia adunării generale, ca în orice, în orice ADI, în orice cooperativă, în orice... Mică paranteză aș vrea să fac și luăm, dar să fac. Sigur. La înființarea cooperative, Valea Bisericii, oarecum dumneavoastră i-ați ajutat acolo. Da, i-am sprijinit ca și la alte cooperative, și la cea de Gumicul, și la alte cooperative. Și cât de cât ați nu numit, că a fost ales, bănuiesc? Da, a fost ales. Dar oarecum ați avut o influență așa pe acolo? Ați vrut să puneți un om care să facă treaba? Bănuiesc că gândurile sunt bune la toți, în prima fază. Păi m-ați amăgit. M-ați adevărat. Din 700 de lei cât primești un asociația de la APIA, da. 350 vine către primărie. 320, da. 320. Primăria a încasat în jur de 40.000 de euro. În jur de 2 miliarde bani. Da, anual aproape 2 miliarde. Da. Noi ce beneficii? Ce am făcut cu banii aia? Unde au fost redirecționați? Banii care s-au încasat în fiecare an au intrat în bugetul local, deci nu sunt bani cu distracție specială, și sunt trageți sumele la bugetul local. Deci nu prea mulți bani, lui rămâne 50% și vreți să funcționeze și o cooperativă, vreți să facă... Adică 50% îi dau primăriei, statului, statul își plătește salarii, nu aduce niciun beneficiu. Banii aia trebuiau destinați special tot pentru dezvoltarea... Așa s-a și făcut, pentru dezvoltarea comunii. Nu, dezvoltarea comunii. Dezvoltarea comunii luăm bani din altă parte. Aia destinat pentru dezvoltarea pășunilor sau când, a amenajărilor respective. Vechea. Putem chema contabilul și vă spun în ce bani, în ce cont a fost... Adică sunt prea mulți bani le luăm, deci, lor. Dacă... Bine, dar nu știu dacă trebuie să ne dăm cu părere dacă sunt mulți sau puțini. Pentru că când se calculează... Ei s-au dezamăgit. Ei au fost dezamăgiți. Cum? Au fost dezamăgit cu cheltuit fără... Nu, că dacă luați 50%, îi luați 50% din bani, ei mai rămân cu 50%. Trebuie să facă lucrări, mentenanță, cu ce sprijinăm? Lucrările au plătit foarte mult. Nu i-am sprijinit foarte mult. Nu au respectat regulile amenajamentului pastoral și n-au creat transparența, n-au lucrat pentru toți fermierii. Deci nu e normal ca să ia bani, cum am citit că nu au fost aduși la Curtea de Conturi, că s-au luat bani pentru fiecare fermier. O contribuie cu animalele lui la sumele astea care s-au încasat. Și atunci de ce să contribuie? Ca un exemplu, turcul Dănuț,
contribui cu 500 de lei, pe spatele lui s-a încasat o sumă de 30, 40, 50 de mii de lei anual și el nu a beneficiat cu nimic. Cum îți pare normal? El nu trebuia în mod direct să beneficieze, dar indirect trebuia să beneficieze. Asta... Mai bine e ajutat cetățeanului și să facă cu banii aia, el știe să-și administreze parcela de pășuni. Păi asta și facem acum. Eu dăm cetățeanului episod. Și nu o să facem un regulament mai exact și în fiecare an urmăriți și dacă nu-și face la final anul reziliat, îl dăm la altul dacă nu-și face. Eu sunt sigur că nu ați colectat banii aia restanți. Eu sunt sigur că s-au colectat. Trebuie mult timp, nu s-au colectat. S-au colectat toți. S-au colectat cu dobânzi. Deci nu. În 2017 le-a fost rezidat. Nu. Dacă direct cetățeanului... Da, o să facem un alt regulament de atribuire, tot în Consiliul Local, e persoana Consiliul Local. Eu cred că domnul primar nu ați reușit să primi, era și greu, chiar dacă cumva a fost la conducerea cooperativei din... oameni, cetățeni preferați dumneavoastră, n-ați reușit să-i controlați, sau mă rog, nici nu aveați dreptul să-i controlați. Nu aveam dreptul, da, să-ți bine. Cumva să-i îndemnați, să-i instruiți, pentru că altfel se puteau spăla rufele în cadrul cooperativei. Dacă domnul, cum a spus, Turcu, are 500 de oi și el nu știa ce rău, sau mă rog, nu le-a spus, băi, ar trebui să vorbească între ei, eu vin cu alte animale, trebuie să am și eu... Păi așa au fost la început, s-a scris tot, dar... Și în fiecare an ei au luat de la APIA și vineau la doamna viceprimar, care e absolutul viceprimarul Socrului de Pășoane, în fiecare an s-au prezentat cu tabelul, cu lista, cu animale care acoperă minim 3 unități vită mare la hectar. Deci efectiv de animale l-au fost. Din toți care suntem aici, eu și dumneavoastră știm cel mai bine care a fost realitatea cu efectivul de animale și cu tot ce s-a întâmplat. Și ne-am tras pe noastră pentru problema asta, da? Și cu insistențele de a da pășune la cooperativă și a rezilia cetățenilor. Păi era logic. Sunt domn primar, sunt cetățeni care au reziliat contractele insistențele dumneavoastră, nici nu au știut ce au semnat, da? Le-au reziliat pentru că li s-a promis că li se va da din nou. Nu li s-a dat, s-a dat la cooperativă. Că asta au fost insistențele dumneavoastră. Acum... Am gândit că e normal și pentru primărie, ca entitate sau consiliul local, e mai ușor să încasez banii de la o cooperativă decât de la 20-50 de contracte. E mai ușor să ai numai un contract, da. S-a dovedit că există o funcție de asta. Dar putem, ascultați-mă un pic, să reziliem contractul, putem înființa altă cooperativă. Facem adunare generală cu fermieri și se poate reînființa altă cooperativă. Nu e o problemă. Bun, cooperativă. Sau chiar tot asta, dar cu alți președinți, cu alți... S-a încercat discuția în cadrul cooperativ, s-a încercat să... În nenumărate rânduri, nu. Vrea să modifica conducerea. S-a încercat, nu s-a făcut niciodată adunare generală și s-a blocat din interior. Ultima dată, ultimii 2-3 ani, nu au mai semnat decât 3-4 oameni. Da, câți membri? 10 fondatori și restul ăsta aderenți, că au venit mai târziu. Tot aderenți. Bă, 30 câți erau, 30-40. Bun, și nu pot de la ține putere să adune sau să doarau, probabil este că există cadrul legal. Dar ei nu știu nimic de ceilalți, în afară de 3-4 care sunt în față, de restul nu știu nimic ce s-a petrecut acolo și nici nu vor să audă. Deci vor... Adică drumul e clar spre reziliere și reînființarea altei cooperative. Acum doar discutăm proiectul sau se și votează? Nu, se votează. Cei care nu votează, se pot abține, se poate spărta și au influență. Sunt de acord. Asta nu trebuia să spuneți, domnul primar. Nu, am zis ca idei. Poate are ceva. Eu mi-am exprimat punctul de vedere. Eu sunt de acord. De încredințat cetățeanului Pășunea. Poate să facem cooperativă. Noi avem obligația să facem ședință. Dacă n-ați reușit cu două cooperative. Am zis, dacă e opțiune cetățeanului. Normal. Mai bine îi dăm cetățeanului. Da, corect. Și îl impozităm cu suma minimă, nici de cum 50%. Dar dumneavoastră stabiliți suma. O să stabiliți 10% prin respectând legea, bineînțeles, cât permite legea minimă. Exact, da. Dar vine domn primar după un an cu altă propunere prin care se majorează taxa la pășune. Da, și consilierii votează, cam așa. Și bugetul anual. Cam așa. Oare cum suntem băgați în seamă la buget? Întrebarea mea este, există toate fundamentele legale pentru această reziliere, pentru că am avut o reziliere așa la un contract destul de mare în trecut, domnul primar știe, cu Balta, și noi am petrecut ceva timp prin instanță și am pierdut. Și bani? Și
și bani și... pentru că această cooperativă, să spunem că vor să țină cu dințele această sursă de venit și pot ataca în contingent administrativ hotărârea noastră. Și posibil să mai dureze ca această reziliere să intre în vigoare. Nu știu, întrebă... O să vă aducem la cunoștință dacă într-o lună, două, trei, până în ianuarie, dacă nu suntem atacați în instanță și nu se contestă rezilierea, facem procedura de atribuie dacă se contestă. Dar dumneavoastră ați căutat șoase formele legale. Dar le-am căutat, cu tericotul le-o căutat, nu noi, că noi nu le găsăm nici în 20 de ani. Eu vă spun că procesul verbal sau constatările cuții de conturi nu stau foarte bine în instanță, pentru că la fel am acționat societatea Modis în 2013 și n-a avut nicio valoare cu decizia curții de contură. Adevărata valoare a avut datele din contabilitate, plăți, contractul în sine și interpretarea contractului. Exact, da. E o poveste lungă cu Modis, nu vreau să o abordez. Consultăm un avocat sau... Da, dar cooperativa are avocat, are contabil, are președinte. Nu, noi, dar și noi avem. Ca și instituție, consultăm prima dată. Da, s-au făcut toate demersurile astea să ajunge la votat. Dacă sunteți de acord, să puneți la vot. Eu consider că banii de la APIA, care revin crescătorul de animale, sunt un ajutor pentru acoperirea o parte din cheltuieli. Și altă parte din cheltuieli o scot din vânzarea produselor care au o lungă. Iar mi se pare normal ca și ei, la rândul lor, cum și noi toți, să contribuim la bugetul local. De unde? Nu dacă acolo la apia. Dar nu s-a 50%, domnul. Nu 50%. Da, tot agricultorul trage și legal. Și este legal. Da, respectăm legea. Sunt de acord. Sunt de acord. Și dacă adică, în 25%... Eu plec am o parcelă de teren. Nu poate să-mi dea apia bani să arsă seama că nu acoperi cheltuielile. Mai iau din producție. Mai vând și mai scot bani să mai... Aici, din păcate, s-a întâmplat un fenomen tipic românesc prin care unei persoane au vrut să... S-au gândit probabil la buzunarul propriu și mai exact puțin la dar când este tot în lumea civilizată, dacă și vorbim și în lumea civilizată, vorbim și de Ardeal, tot ce înseamnă asociere a adus succes, pentru că omul singur nu se poate dezvolta, omul nu se va duce la niciodată, nu va putea. Cele mai vechi timpuri asocierile a adus succes, cetățeanul român, Moldova, nu e când aude cuvântul cooperativă, probabil se gândește la colectivizarea din timpul comunismului, dar cu siguranță le va fi mai greu celor care vor încheia pășunul să se dezvolte, decât ar fi putut să o facă în cadrul unei cooperative, dacă toți ar fi gândit la fel. Nu. Și de o parte, aș fi de acord cu rezilierea, că de parte n-aș fi de acord. Dar îmi pare rău că această cooperativă nu a reușit să aibă un succes real în dezvoltarea acestui domeniu în Comuna Pâncești. Pășunii este suficient, animale sunt. Putea să, nu știu, să aibă 3.000 de animale, să aibă piață de desfaceri, să, nu știu. Mă gândesc ce aș fi făcut dacă aș fi fost acolo, nu știu. Pentru asta eu mă abțin, dar mă abțin. Haideți să supunem la vot. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci un vot abținere. Abținerile sunt număr la voturi pentru. Adică nu e împotrivă. Deci, hotărârea trece. Să rezilească contractul. Asta e. Acum, bine, era de așteptat, nu era problema asta. Dar nu că am zis, nu sunt ferm împotriva rezilierii. Eu vreau să aflu, sau mă rog, sperăm să, cum se vor decurge treburile. Pentru că iar va fi haos. Cum veți împărți pășurile? Păi, o să facem regulament, o să aflați, dar venim cu el în consiliu local, discutăm, îl analizăm, îl putem înlătățim, dacă e cazul, discutăm, venim cu numărul de animale, numărul de pășuni, opțiunea fiecare cu cereri, cu astea, între timp, noi trebuie să facem ședințe cu cetățenii
pe fiecare zonă, să vedem către ce trupuri de pășune optează fiecare și cât pot închiria, cât pot acoperi cu numărul de animale, cât să aibă un efectiv de animale. Și o să prezentăm. Dar dacă să spunem ipotetic că va rămâne... 6 voturi pentru, 6 voturi împotriva. Nu împotriva, abțineri, abțineri, ca lor. Deci suntem... Votați pentru că sunteți... S-au votat, acum am votat la ședință. Ce facem? Dacă scriam la mașină și băteam în capăt. Deci dacă e 6-6, nu să... Dar voturile împotriva, nu pot să fie. Dar voturile împotriva, să abține, poate. Deci eu constat, atunci suspendăm ședința. Constat că se dorește de către opoziție să se să meargă în continuare cu această structură mafiotă de cooperativă. E clar, deci constat că sunteți părtași cu conducerea cooperativei care e timp de 3-5 ani. Ne-am abținut. Dacă vă abțineți și nu vreți să luăm o decizie. Eu v-am spus că trebuie o formă legală. Păi formă legală e asta. Pășunea e Consiliul Local și Consiliul Local trebuie să decidă dacă mergem în infracțiunea care suntem acum în continuare, să o rezilem contractul. Dacă vreți să o mențineți așa, cine votează pentru menținerea cooperativei cu voturile ăsta, înseamnă sunteți părtași cu... Mai faceți o ședință. Nu vedem realitatea. Trebuie să vă îmbalați așa. Asta e realitatea. Este democrație. Păi democrație, da. Ce să ridicăm ăla dacă vrea primarul? Dar nu sunt convins, dar nu sunt convins. Nu sunt convins și m-am abținut. Da, v-am prezentat atâtea documente. Am mai avut o ședință când, după Curtea de Conturi, cu raportul, ați văzut-o și... Toți prins realitatea și... Cooperativa a fost visul... Doamna, aduceți înapoi... Visul dumneavoastră. A fost visul dumneavoastră. La corti cu toate... Da, mai aduceți mai ținut... Dar nu schimbăm votul ăsta. Putem să vedem după până la ședința următoare. Ăsta a fost visul primarului. Această cooperativă a fost visul primarului. Visul dumneavoastră. Nu fost, dacă nu a funcționat, doamne, ce vreți să... Și așa suntem... Dar în acest demers de reziliere, noi observăm că sunteți foarte subiectivi și foarte împătimiți. Deci nu ați luat decizia... Deci mâine vom acționa în judecată cooperativa. Mâine la prima oră. Mâine la prima oră merg la avocat, acționăm cooperativa în judecată pentru nerespectarea clauzelor. Și atunci o să vedem și o să trecem acolo și consilierii care sunt pentru menținerea acestei cooperative. Constituția îmi dă dreptul să votez. Normal. Ce? Dar de ce stați consilier, doamne, dacă vă cer? Trebuie să cereți materiale, să citiți? Dar eu nu știam cooperativa asta, cum? Să știți, trebuia să vă informați. Primar, dreptul de vot este câștigat de la Revoluție. Nu ne puteți imputa nouă să ne dați atenția că n-am votat, cum a spus primarul. Păi nu, cum am spus eu, dar atunci mergeți în continuare, să vedem cum... Decizia dumneavoastră de a rezilia acest contract este foarte personală. E personal. Eu vă spun că dacă o mai lungim 2-3 luni, să ajunge tot la... Deci vă spun varianta în care să mai lungești 2-3 luni. Să va lungi până... E posibil ca să nu mai avem timp să reorganizăm atribuirea pentru cetățeni. Și să nu mai putem, să nu mai poată cetățenii să-și ia apia pe la... Timp de o luni de zile să mai putează. Doamna, 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 doamna o să voteze pentru... Da. Nu există cumva un regulament. Din punctul meu de vedere, votul lui domnul Damian nu se consideră vot pentru că e fondator la această cooperativă și nu poate vota. Corect. Notați, domnul secretar. E un membru fondator și nu poate fi imparțial. Deci îl exclude, nu poate vota domnul consilier Damian. Da, vedeți, se separă. Am găsit soluția. Și semnez și toți hotărăști și soarele. Nu știu, ținem cont că nu s-a discutat problema asta, propun reluarea acestei discuții privind această hotărâre, pentru că aici e cumva prea, e cam la mijloc și... E la mijloc, nu, după lege. Mergem la doamna conducător, exact, procedurilor, dacă tot decesul administrativ. Trecem la următorul... Să rămâne zilierea.
Da, nu suntem siguri. S-a votat și după... Dar noi dăm proces verbal la contencios, la prefector, și dacă prefectorul să analizeze fiecare. Asta așa trebuie vedea și... Următorul punct. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău Adib în vederea votului Consiliului Local Tâncești. Adib pentru punctul de vot suntem. Gunoi. Da. Asociația de Dezvoltare. Să spunem ceva, da? Deci... Da. Adi Bacău, e vorba de... Special. Da. Stați-o pe ca să clarificăm. Spuneți. Mai avem câte puncte? Mai avem încă două. Încă trei puncte. Încă trei puncte. Am auzit ce citite doamna secretară. Dar știți? Sunteți de acord cu... Sunt de acord la ce citite doamna secretară. Și sunteți, sunt dat vot pe asta, da? Da, da, da. Nicio problemă. Și cu ultimul punct? Domnul consilier. La diverse? La diverse ce se discute, se poate... Da, haideți că, da, Adir Bacău e Asociația de Dezvoltare Apă Canal Iesa Bacău, în care șeful la Pâncești este membru în acest ADI. Deci se ocupă de modernizarea rețelelor de apă la nivel de județ. Noi am reprezentantul nostru, doamna viceprimară, ca și persoană de... din partea Consiliului Local și chiar și a primării și viceprimar și reprezintă și Consiliul Local, fiind consilier. Noi o să dezvoltăm la următorul punct că, chiar dacă suntem membru ADEB, intenționăm să, și chiar vrem să spunem la vot la următorul punct, să vedem ce e în părere de consilier, să formăm serviciu public de iar. Haideți să votăm punctul ăsta. Hai să votăm punctul ăsta. Deci proiectul pentru acordarea unui mandat special în adunarea generală. Deci e vorba despre votul care se dă cumva de către un reprezentant al Consiliului Local. Da. Reprezentantul este doamna Paula și se votează aveți capacitatea să țineți sub funcția asta, cum să nu? Și sunteți plătită, mulțumită de munca pe care o lăsați. Așa că o informație că am interesat acum. Pentru că acea, la începutul ședinței, domnul Damian ar fi trebuit adus la cunoștință Consiliului caz de incompatibilitate. Deci, în situația creată astăzi, proiectul n-a hotărât, n-a trecut, dar va trebui reluat. Dacă se discuta la început și domnul Damian este să stabilea că e caz de incompatibilitate, atunci noi știam cu toții, dar pentru că nu s-a știut sau n-am discutat, am sunat la prefectură. Da, să fim siguri. Da. Se va relua votul. Vot. Vot. Mi se va propune din nou. Și el n-are voie, nu? Nu știu, trebuie în altă ședință, în altă ședință. În altă ședință. Ca să nu există discuții pe marginea pe hotărâre, da. Dar ce vă reîntrezi? Trebuia adus la cunoștință tuturor caz din comunitate, trebuia stabilit dacă este adevăr caz din compatibilitate. Nu știm acum. Cum nu știm, dar nu avem acte. Bine, că era clar cu domnul... Nu, dacă e fondator, ce să nu știm? Dar el a votat. Nu ați știut, nu ați spus de la început că omul nu e incompatibil. Deci, votul e în urmă. Da, da. Săptămâna viitoare e greu de făcut o ședință și puneți, creunați pe convocator. Da, îmi dăm la prefectură și o să zic că am o juridică. Deci o să zic, dacă spune că nu e legal să facem o ședință. Și așa trebuie să facem, cumva avem rectificări de buget. Dar nu e vorba de asta, e vorba că săptămâna ce vine nu suntem... Suntem liberi, doar două zile lucrătoare. Aia e. Avem foarte mult. Nu, dar avem foarte mult. Doamna secretar, s-au mări salariile? Nu. Avem salarii din 2019. Nu am curire, dacă se mărește și la consilier. Nu, este la Curtea Constituțională. Nu credeți că nu s-au mărit la... Deci a fost atacat. Tu ai indemnizații. A fost atacat la Curtea Constituțională. Nu te ajut cu nimic. Păi proces de salariu primar. Proces de salariu primar. Leul ăla. Hai bine, să-l dăm. Acum îi dă 3 la Curtea de salariu, să-l mărește.
Am mai vorbit și eu cu prieteni. Ți-i rușine să spui ce indemnizație ai de consilier. Care sunt consilieri la alte comune. 12% are corobat. Da, eu am vorbit și eu. E rușine să-i spun că am 270 de lei. Putem să trecem la următorul proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare din subordinea Consiliului Local Pâncești. În subordinea Consiliului Local. Am vorba de serviciul clienta, dar acum trebuie să delegăm gestiunea. Deci ieri am luat ceful cuiu acestui serviciu. Serviciul s-a dat în subordinea Fericii, nu? Da, are trei cifre. Are unul de gaz metan, unul de apă și unul de a primăriei. Deci, serviciul, din punct de vedere juridic, este înființat. Avem cuiu, avem... asta urmează, prin hotărârea dumneavoastră de astăzi, să transferăm instalațiile de apă canal către acest serviciu. Și el va funcționa tot sub Consiliul Local, prin... Da, angajați și... Angajați o să-i transferăm tot de la cei de la apă canal de aici, dăm prin transfer la acest serviciu, care rămâne tot în primărie aici. Deci nu, și contăm mai, o să facem un contract. Ce, câți angajați are acest serviciu? Trei angajați. Șef serviciu. Păi pot fi... Nume? Dar nu, urmează că abia ieri am scos ciful. Acum noi hotărâm dacă dăm instalat să avem pentru... Pot fi, deci, acum pot fi transferat și de la Consiliul Local la serviciu. Deci nominalizat pe cineva sau... Da, cei de la apă să fie, da, de exemplu contabil. Am vorbit de contabil, că n-are voie să țină contabilitatea contabilului din primărie. Contabilul am vorbit să facem contract de prestări servicii, 250 de lei pe lună. O să-i plătim contabilului, deci 25 de milioane pe an, o sumă destul de mică. Mai puțin decât la Magăraș. Deci, mi-a dat seama, 2500 lei, avem contract. Iar au fost contabil la cuvine pe la ANAF, am făcut toate documentele, nu-i sprijinim pe acolo. Contabil, șef serviciu și un angajat? Și contabilul e o doamnă de la Bacău, care are și contabilitatea pe gaz metan, lucrăm cu aceeași persoană și la gaz metan, la DIU, pe gaz metan, ia tot 2500 acum până o să începe complementare. Dar v-ați gândit oarecum la o structură? Cine va fi șef serviciu sau muncitorul necalificat? Îl transferați pe domnul Marin? Da, el rămâne tot aici, în primărie. Deci dacă fi serviciu fiind sub primărie... Tot noi o să... Serviciu juridic de administrare a serviciilor publice către cetățeni. Personalitate juridică. Dar nu mai poate administra primăria aici. Așa, nu mai avem voie. Da, vinim la următorul punct și vă dăm explicații de ce facem. Cetățeanul de rând, dacă îi lipsește apa, sună tot la primar sau la viceprimar, nu sună la șef serviciu. Asta e bun. Deci, noi vom funcționa în continuare. Vom funcționa în continuare și după aceea formă. Sunt curios, cine va fi șef serviciu? Adică va fi un angajat tot din primărie care prestează serviciu și în altă parte? Nu, nu poate să fie așa. Nu. Prestează și nu. Șef serviciu trebuie să fie pe serviciu ăsta. Poate va fi scos la concurs. Cursul de șef serviciu. Da, trebuie să aibă studii, cât de cât se pregea. Da. Am înțeles. Da. Putem supune la voi? Sunteți de acord cu acest? Și ultimul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general al obiectivului de investiții racorduri canalizare menajeră în Comuna Pâncești. Practic, de ce s-a grăbit înființarea serviciului ăsta? Că până pe data de 15 decembrie se depune proiect, se poate depune proiecte cu racorduri la nivel pe PNRR. La nivel de țară avem 88.500 de gospodării care pot fi branșate gratuit prin acest program. Și banii pe proiect nu se pot vira direct primărilor, ci serviciilor de dezvoltare public. Și în ideea asta am fost grăbit să înființăm acest serviciu, că banii pentru branșamente la canalizare, la apa menajeră, la canalizarea menajeră, va veni de la PNRR prin... e vorba de devizul general, care însumează 4.700.000 de lei de care înține. Și cu restul cheltuielilor, în jur la 1 milion de euro, ar fi la 5 milioane de lei,
branșarea tuturor cetățenilor în mod gratuit la canalizare. Deci toți care sunt pe raza unde se duc toate antenele se vor branșa gratuit, dacă reușim să accesăm acest proiect. Spun dacă, pentru că e prima rundă, e până pe 15 decembrie și dacă nu o să reușim să zicem că nu ne închidem cu documentele, dar eu sper să reușim. O să mai deschid în ianuarie pentru, sau februarie, eu știu, și atunci, până atunci terminăm și cu... O să ne trebuiască bani și licențierea serviciului ăsta. Noi încercăm să le punem în platformă așa, dacă ne cer și licență la acest serviciu care ne ființăm. Am înființat acum și am transferat toate, deci transferăm și utilajul, transferăm și belarusul, mașini de lichid, muncitori, nu trebuie mai multe, cer în ghid acolo, mai multe aspecte. Dar până se formează șef serviciu, până astea, că nu încercăm și la NAP, e posibil să nu ne încălăm pe încet pe cel. Deci încercăm să depunem și să poate licele pe care le avem. Săptămâna trecută erau foarte puțini comori, sunt bani pe componenta asta. Și sunt convins că dacă nu reușim să accesăm bani pe PNRR pentru racorduri, o să fie Consiliul Local sau Primăria, să fie să creeze sume, să facă branșamentele cel puțin 50% pe banii publici, pe bugetul local, cum s-a făcut și la apă. Deci, la canalizare, omul poate spune că, doi, mă leg, dar nu am logistică, nu mă pricep, n-am bani să cumpărți apă, cine le are. Deci nu sunt cheltuieli foarte mari cu suprapesările. Trebuie să dea o anumită pantă la apa potabil să merge în presiune, nu contează că merge în pantă, că mai are un doc, presiunea elmii, adică oricine poate să întindă o conductă de apă și să faci presiune pe ea. La canalizare necesită mai mulți oameni specialiști ca să poată lucra. Mai multe tehnologii, da. Da, și sperim aprobarea de dezlucere, dar sunt de acord să depunem. De mă rog colegii de la PNL să răspundă dacă vor, de câte ori le-am impus eu vreodată sau au fost discuții, băi, votăm asta sau votăm asta, sau de câte ori v-am impus eu ceva să votați sau să nu votați. E liberul de care asta înseamnă diferența între social-democrați și comunism. Diferența nu e în parte și altă, diferența e... Partidul, partidul pe care reprezentanța s-a mai schimbat, nu, dar ați rămas ancorat în... Cum ați spus, mai eu nu, știți care e diferența între cei care iau decizii și rezolvă problemele și cei care stau pe din afară, că și eu am fost în opoziție 16 ani și știu cum îi se vorbește pe din afară și să... E bine, da, e foarte bine. E foarte greu când ești pe funcție și dai socoteală pe fiecare. Și v-ați asumat, domn primar. Deci, v-ați asumat, nu? Am asumat, e adevărat. Nu mă cai, dar eu vreau să spun că problemele unei comunități nu rezolvă opoziția, o rezolvă cei care sunt la conducere. Opoziția, ni trenul acolo, dă cârma, că e adevărat, are un rol, că poate greșăm drumul și opoziția ne-l arată, să zicem. Recunoașteți vreodată da. Lucrul ăsta? Nu, mă recunosc acum, dar nu a fost cazul astăzi. Deci, eu vocea opoziției am ascultat și o ascult cu atenție la fiecare ședință, pentru că consilierii mei din partidul în care am fost și eu poate sunt părtinitori și n-au curat să spună, dar nici vocea consilierilor nu trebuie luată în, nu știu, 100% că vorbirile cetățeanului. Doar ne-am abținut că nu ați adus toate argumentele. Noi am considerat că v-ați argumentat de la ședința când v-am prezentat de la Curtea de Costuri. Dar atunci apărea și domnul consilier Bugaciu foarte decis că domnul asta e, nu s-a respectat. Și acum v-ați răsucit în vreo două luni, cât vă două luni de atunci. Deci așa am observat. Clar, din Măzăiu, ca mai multă brânză la domnul Tecuceanu. Nu discut, nu discut, dar nu discut, e ordine. Nu știu dacă face cazul ăsta, știți? Eu chiar, ca să fiu sincer, eu ca și... Decizia asta este foarte personală pe care ați luat-o. Deci eu, ca să fiu sincer, eu... cu cei care au fost în conducerea cooperativei, sunt foarte buni prieteni și cu Tecuceanu, care l-ați nominalizat, și cu Mătru, chiar și anul ăsta am avut niște relații. De ce n-ați reușit?
Dar asta nu se amestecă, relații de prietenie între familii una și conducerea alta. Aici eu sunt calitate de primar, nu cetățean. Ca cetățean, da, cu mătru acolo cu el. Dacă vreți ghizat cooperativa, nu-i mai dă de acolo. Adică cooperativa nu desfințează membri, nu desfințează primarul, desfințează membri. Nu, cooperativa poate să funcționeze în continuare. Exact. Nu, nu, deci nu, 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 nu e hotărâne de sfințele cu practic, doamne ferește, ar fi funcționat. La diverse, domnule. La diverse, dar vreau să dați mie voi un pic să vă aduc la cunoștință situația de ordinul prefectului despre faptul. Privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei majorare a mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Vasilică, consilier local în cadrul Consiliului Local Pâncești. S-a întâmplat. Precum și declararea locului de consilier local vacanță. Începând cu data de 31.10.2022, se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Vasilică, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Pâncești, județul Bacău, ca urmare a pierderii calității de membru al partidului politic pe a cărei listă a fost ales. Se declară vacant locul de consilier local. Eu am trimis la ALDE să-mi transmită supleantul, dar nici până în momentul actual nu mi-a trimis. Nu creează pe la Iași, pe la aeroport, fost că nu poate. Și-o dat de mici ați văzut. O să mi-e greu, acolo, de partid. Își pierde și calitatea de consilier, fiind ales pe lista lor. Am rămas în 12 consilieri. Eu am făcut adresă la ALDE, n-am primit niciun răspuns ca să-mi transmit următorul supleant. Dar până nu primesc de la ei, da sau nu oficial, nu am ce să fac. Și rămânem în 12 consilieri. Nu puteam înțelege, doamnă Birudeș, putea să treacă la AUR și trebuie să-și dea demisia la ALDE ca să-l primească în partid. Da, e opțiunea fiecare. Da. Nu e problemă dacă... Vom avea și doi consilieri de la ori, dacă sunt cetățenii acum. Dar nu aveți doar avea listă, domnul Gheorgheș, nu aveau listă în spate. Da, da, eu trebuie să cer de la ei. Eu am înțeles că la judecătorie nu transmis... De rău puteam, era primul lucru, pentru că aia fixa. Eu nu știu, dar nu... Dar după că am înțeles, nu mai trebuie. Pentru mine toți. Eu până nu primesc la partid, nu am ce să fac. Nu pot să înaintez la judecătorie. Da, dacă este cineva care... La diverse... Da. Da. La diverse aș vrea să discutăm despre terenul de fotbal pe care l-ați făcut. Am crezut că spui aia de hartă. De harta nu s-a rezolvat, am spus, dar degeaba. Da. Contul ăsta cu terenul se rezolvă, sigur. Ce facem cu însămânțarea terenului respectiv? Am avut firmă, atunci dumneavoastră ați adus o firmă, a însămânțat, nu a fost niciodată un gazon. Da, datorită... Normal. Vă dau o explicație. Datorită anului foarte secetos și crizii de apă pe care am avut-o pe instalația de apă potabilă. Noi am... În primar este uscat în 2006. Am insistat. Vorbim din verii anilor anteriori, nu numai de anul ăsta. Am sistat irigația în ideea că putem să luăm apă de la gura cetățeanului și să dăm pe teren. Intenționam să luăm dintr-o fântână de aici, de la Iupriu, să vedem cum găsim o soluție, să tragem o conductă și să punem o pompă. Da, dar am pierdut 10.000 de euro, undeva la 50.000 de lei, însămânțarea, parcă mi-am amintesc. Nu, a fost. Uite, am în acte, cât o fără. Sunt eu mai rup copiii, într-adevăr, că nu sunt posta să păzesc fiecare... Am pierdut, deci ați făcut economie la apă. Și am pierdut... Da, n-am avut niciodată. Nu mai fost apă, ce trebuia? Să cărăm cu gălețele și să udăm gazonul? Și stadionul Ia Manoliu sau ce stadion avem mai? Și să joacă în vece? Că v-ai asumat absolut orice. Da, mi-asum, dar nu puteam nici să luăm. Pierdut 50.000 de lei, degeaba. Nu știu dacă 50.000 de lei. Deci față de ce-a fost spinia și ce-a fost aici, eu zic că totuși... 50.000 de lei vorbim doar în sănunțare, nu modelarea. Nu știu dacă e adevărat ce spune. În primul rând, zic să mai faceți niște vizite pe la colegii noastre de partid, pe la alte comuni. Da. Colegi de partid, nu aici, nu spune neapărat primarii. Da, eu recunosc că eu m-am ocupat de... Cum arată de... sala de sport, cum arată un teren de fotbal, cum arată... E adevărat, de fotbal la... în satul vecin, la Marbila. La un da, atât au fost, da, mă rog, e treaba lor ce-au făcut colegi din comunele vecine. Haideți să luăm, facem o sală de sport. Nu avem teren. Am încercat picerii, nu avem teren. Ne obligă să, pe toate laturile, pe minim 3 laturi, să încapă mașină de pompieri, să niște și nu avem teren unde să încapă. Cea mai mică sală de sport, nu avem teren unde să încapă.
dacă găsiți, identificați un teren, cineva să-l vândă, consiliul local să-l cumpere, cu mare drag accesăm proiecte pentru să-l disport. Sunt solicitări din partea școlii, al domnul profesor Plugărașu, profesor de sport, insist mereu, nu avem unde să facem sală de sport. Dar de ce să mai facem alta? Dar aia la Sochi nu mai poate fi renovată, monumentul ăla, arhitectural. E mai mult chiar vestiare, nu arată ca o sală de sport. Dar ce e acolo? Sală de sport trebuie să ai și rem, porți. Poate domnul consilier Bugaciu vinde un încadran în... Da, poate îl vinde. Nu, și... Ai pământul... Poate de cină. Poate mega imagine. Da. Domnul consilier, da. Tot a venit vorba de pășun și de reziliere, am și o... Trebuie să-mi dau demisia ca să pot fi demisia. Iar adus aminte. Am mai intervenit la ședință. Puteți să scrieți un procesul verbal. Condiționarea autorizării stânilor pe terenul, terenurile particulare, de acordul proprietarilor. Pentru că cunosc și eu unul și mai multe cazuri când ce-o veni pășunează fără să se achete de obligații. Și atunci trebuie să fie în condiția. Băi, am înțelegerea cu tine scrisă, îmi dai un cheu, două acolo câte se vină, dar de ani de zile ziceam de brânză. Și noi plătim impozitul. Deci, asta zic, când vreau autorizarea asta, nu vreau pe ieță, ai pășune, da, din unde să nu. Există pășuni și dau bine în proprietate personală la altui. Păi da, da. Dar nu știu cum poți asta, cum poți oprești, să nu se ducă cu picând, pe lucer, na, nu, pe lucer. Nu, dar el trebuie să justifice, că vrea să organizeze strâna, trebuie să justifice care are de unde. Deci îi dau eu acordul, de cine nu vrea să vrea. Da. Dar așa era o dată. Uite, așa se cerea. Mi-a încurcat o doamnă de la trece la urmă. Deci așa m-a primit să fie. Asta e în 2000. Abia aceea să ne întâlnim din ele. Da. Doamna vicepoară, în fiecare an am adunat niște contracte cu cei, dar nu le respectă. Problema e că în următor, omul vine cu 3 contracte, 5, 7, într-o zonă unde face el stână și urmă cu tot de altă. Trece pe o bucată, și cine stă după el să-l urmă? Nu. Eu m-am folos și am sesizat la poliție. Da. Și poliția, mai aveți vreo înțelegere scrisă cu ciobanul respectiv? Nu. Așa că dacă am o hârtie, vă pot duce la... Păi veniți și faceți contract de arendare aici cu ciobanul, că îi dați de vreo. Poate nu vrea ciobanul. Dar nu vrea. Am... Aveți izlați? E pășune, e pășune. Da, am dumneavoastră, așa că... Am mai multe locuri. Nu e vorba de să dau un cel două de drână. Deci chiar așa, de ani de zile să stăpânească. Sunt agenții economici. Hai să vă dau un exemplu similar cu datornici. Sunt agenții economici care au câte un vânzător. Și când pleacă vânzătorul din diverse motive, rămâne dator cu 100-200 de bani la proprietarul magazinului, care are banii prin sat. Sunt oameni care au câte 1000 de lei, câte 500 de lei și noi mai dăm veci. Eu vă spun din familie, tu la cumnat, plați. Deci sunt cazuri că... Deci omul e... Sunt orice critică la... Să am posibilitatea să fac un act de donație prin primărie, bă, el... Să nu m-am grijat lui. Nu știu dacă e treaba primăriei, nu vă supărați primăriei. Nu știu dacă asta e treaba. Doamna Revintru, la cât ați muncit pentru terenul vreau să vedeți ca să faci acum? Nu sunt pot să-ți mai mulțumesc. Haideți face liniște. Domnul primar și domnilor consilieri locali, aș vrea ca prima zi de Crăciun acestui an să facem un bal la Căminul Cultural din Petrești. Așa, ce sumă credeți că puteți încasa de pe o seară de bani? Sau putem lăsa gratis? Suma deja e stabilită. Deci la Rea Gardă, la Bacău, când revenim 550 lei meniu de persoană. Nu-i fără meniu la noi. La noi e fără meniu.
Sunt taxele stabilite. Sunt taxele deja pe dacă face parte din date, deci la Pâncești am zis să 3.000 lei pentru capri, pentru ăla. Dar noi, nu știu, să vă ajutăm să faceți un... Nu să ne ajutați să faceți bani, să lăsați o sumă mai modestă pentru... Păi e modestă, e 500 de lei sau 1.000 de lei. Nu e 1.000, uite, mă duc și atunci. E 500 de lei. Noi am zis în ședința următoare de luna viitoare să... stabilim taxele pentru anul următor să le reglăm oarecum. Anul taxele sunt mici, nu. Dar pentru bal, taxa era de 500 și ceva, mă duc și acum da. 500 de lei, numai da, dar trebuie și garanție 500, că dacă stai... Da, și garanție, pe care o primiți înapoi. 500 de garanție, dacă spargi geam de la 1000. Nu spargi. Bine, nu spargi. Faci contractul așa și angajamentul și plătește toate. Da, mai să vedem, muzica au cerut 6.000 de lei. Domnul Brumu, care cânta la... Da. Și cântă și noaptea de... de Reveillon, am înțeles aici, la primărie, nu? La Căbină Cultural. Cine vă nu știu că așa auzeam. Nu? Nu știți nimic? Nu știu nimic. Nu, nu. De Reveillon, bal la Cămin? Nu am auzit nimic. Dar ce, de Reveillon... Nu am auzit nimic. De Sfântul Vasile. De Sfântul Vasile? Nu am auzit nicio. O aruncă de pastilă ca să-i crească pe alte probleme. Nu e bani, sunt pații? Nu s-au luat, nu ți-am niciodată faci. Lasă-i să-l te intern cu balurile. Nu, că eu rețin că a zis ce am luat la o ședință anterioară. Cu o zi de Crăciunea pe crești și din Noi nu am zis că e, dacă, să vă explic cum o faceți, că dacă ați uitat. Era vorba ca în pasil local. Pentru anul următor să plătească la Gânceana asociația de dezvoltare, asociația artistică. Nu reluăm subiectul, să închem ședința și dacă vreți. Da, mai există vreo persoană, care un consilier care vrea să înscrie la cuvânt pentru diverse? Dacă nu, putem încheia ședința? Da.